acest om, duhovnicul îi zice, ție îți trebuie un canon de 5 săptămâni. Ăsta spune, dar nu știți ce mă pasă, nu știți ce am făptuit, nu știți ce am acumulat în existența asta. Dar uitați-vă, sunteți duhovnic, uitați-vă în mine, aveți putere să mă citiți. Duhovnicul zice, ție îți trebuie 5 minute ca să te iluminezi. Dragii mei, observați situațiile în privința iluminării, a eliberării, a purificării. Sunt acestea. Vă amintesc în acest context că peste două zile este schimbarea la față. Este bună vestire. Bună vestire, vestirea nașterii Mântuitorului din Fecioară. Dumneavoastră sunteți intelectuali, intelectualul raționalist în general deja spune problema că nașterea din Fecioară este totuși o convenție teologică. Dragii mei, este autentic, este un fapt științific deja pentru cei care sunt încă îndoiți în epoca căutărilor de azi și care au trecut.